Echipa de junioare 4 a Clubului Sportiv Școlar Zalău nu a știut să profite la maxim de avantajul terenului propriu în cadrul turneului zonal al campionatului național și s-a clasat pe locul 4 în clasamentul seriei din care au mai făcut parte alte 5 echipe. Atletic Satu Mare, CSS 2 Baia Mare, CSS Viitorul Cluj, Geniu Sighetul Marmației și HCM Baia Mare. Prima fază a campionatului național de handbal feminin, rezervat categoriei de vârstă junioare 4, s-a desfășurat la finalul săptămânii trecute în mai multe localități din țară, printre care s-a aflat și municipiul Zalău. Sub organizarea Clubului Sportiv Școlar Zalău, sala de sport a Liceului Sportiv Avram Iancu din municipiu a găzduit turneul zonal al județelor Maramureș, Satu Mare și Sălaj. La statul competiției s-au aliniat șase echipe. Atletic Satu Mare, CSS 2 Baia Mare, CSS Viitorul Cluj, Genius Sigetul Marmației, HCM Baia Mare și, bineînțeles, echipa organizatoare CSS Zalău, grupare condusă de pe banca tehnică de Dan Pavel, chiar dacă în componența echipei s-au regăsit sportive antrenate de toți cei trei membri ai catedrei de handbal de la Clubul Sportiv Școlar Zalău. Cele șase echipe au fost repartizate în două grupe. În prima grupă s-au aflat CSS Viitorul Cluj, Genius Sigetul Marmației și CSS 2 Baia Mare în timp ce în cea de-a doua grupă au fost repartizate Atletic Satu Mare, CSS Zalău și HCM Baia Mare. Primul duel al turneului de la Zalău a fost cel dintre Genius Sighetul Marmației și CSS 2 Baia Mare. La finalul partidei învingătoare a ieșit echipa din Sighetul Marmației, care s-a impus la limită, cu scorul de 12 la 11. După ce la pauză, echipa adversă a avut avantaj de două goluri, scor 4 la 6. În cel de-al doilea duel al zilei s-au întâlnit CSS Zalău și Atletic Atletic Satu Mare. Jucătoarele echipei zălăoane au început turneul cu dreptul și au câștigat partida cu 9 la 6, după ce la pauză au avut avantaj de două lungimi, scor 6 la 4. În celelalte patru partide din faza grupelor s-au înregistrat următoarele rezultate. CSS Viitorul Cluj, Geniu, Sighetul Marmației, 14 la 16. HCM Baia Mare, Atletic Satu Mare, 20 la 6. CSS 2 Baia Mare, CSS Viitorul Cluj, 10 la 12. CSS Zalău, HCM Baia Mare 3 la 22. După încheierea partidelor din faza grupelor s-au jucat meciurile pentru stabilirea ierarhiei finale a turneului de sală. În meciul pentru locurile 5-6 s-au duelat CSS 2 Baia Mare și Atletic Satu Mare, iar la finalul partidei învingătoarea a fost echipa maramureșană, care a câștigat întâlnirea cu 15 la 10. Confruntarea dintre CSS Viitorul Cluj și HC Zalău, contând pentru locurile 3-4, a fost tranșată de clujence în favoarea lor cu scorul de 9 la 5, la pauză 3 la 3. Iar în finala turneului, pentru stabilirea locurilor 1 și 2, s-au întâlnit Genius, Sigetul Marmației și HCM Baia Mare. Duelul din finală a fost câștigat într-o manieră categorică de echipa HCM-ului din Baia Mare, care s-a impus cu scorul de 17 la 7 și a terminat turneul cu 3 victorii din tot atâtea partide, toate victoriile fiind obținute la o diferență de cel puțin 10 goluri.